La Doru Todorus, care ne vorbește despre femeia care a reușit să-l facă din nou să iubească. Pare că formează cuplul perfect, dar sunt și lucruri pe care totuși nu le-ar putea ierta partenerii sale niciodată. Ai fost vama mea, vara era lungă, nu se termina. Cum ești din punct de vedere sentimental? Am văzut că ești destul de bine. Eu am fost mereu bine. Tot timpul am fost echilibrat, dar într-o anumită stare sau alta. Sau cel puțin așa mi-am dorit. Sunt bine, sunt chiar foarte bine. Nu sunt într-o relație oficializată, așa cum presa a tras concluzia. Efectiv, a fost o poză la o nuntă a unor prieteni, la care am participat și noi, și aia a fost. De cât timp sunteți împreună tu și partenera ta actuală? O întrebare serioasă. De cât timp sunteți împreună? Foarte serioasă. Intenționați. E însărcinată. Ca o soacră. I-ai dat inelul, mamă. Suntem de ceva timp împreună. Sincer, n-am ținut chiar așa în calendar perioada de cât timp suntem împreună. Să ne simțim bine, ne e ok. Și asta contează, cred că, cel mai mult. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la o petrecere. La o petrecere la care a fost invitați amândoi. Țac, pac, chimie, geografie. Văd că ești foarte discret. Dată în relație? În relația în care sunt? Nu, dacă sunt într-o relație, sunt lucruri pe care nu le iert, adică închei relația. La un moment dat iert ceea ce s-a întâmplat, pentru că dau circumstanțe, ofer înțelegere, dar nu pot să fiu de acord cu anumite decizii. Orice acțiune are o consecință. Dacă ți-asumi consecințele, go for it. Dar tu ai făcut lucruri de neiertat? Ți-am spus, în momentul în care am făcut eu lucruri de neiertat, am închis eu relația. A fost simplu. Te-ai simțit vinovat? Dacă a fost cazul, m-am simțit. Nu a prea fost cazul.